Wow. Știi ce m-am gândit? Stai. Uite. Aia a fost atât. Future. Un reference. Da? Pe care doar 3 persoane o să-l prinde. Și toată lumea care a văzut episodul ăsta. Episodul trecut, vrei să zici. Da. Ah, nu. Asta era prezentul, cred. Cred că era prezentul. Sau trecutul. Trecutul s-ar putea să fie. Acum te-ai dus în viitor. Da. Asta e viitorul rău, mi se pare. E atât de multă muzică bună, deci ar fi un viitor rău. Nu! You downgooked. Da. Aici e un inner din ăla mare. Mihai, o să mă sinucid. Nu! Da! O să dau restart? Da, dai restart. Oh, te sinucizi în joc. Cream că vrei să te sinucizi. Pum. Te rog să... Ah, e ok, e ok. Asta e alt 2? Da. Are doar 2 acte? Toate alt 2. Oh. Oh my god, știi ce mi-am amintit? Prima dată când am jucat Sonic 2, deci toate nivelele au 2 acte și era nivelul ăsta groaznic, Metropolis Zone. Toată lumea îl urăște. Și... Aici e bun? Imediat ce am... Nu. Nici nu e jocul ăsta. Oh. Imediat ce am terminat actul 2, eram cea de genul... Phew, în sfârșit. Thank fuck. Și are 3 acte nivelul ăla. Oh. M-a durut. Dar de ce e atât de nașpa? Aș zice din cauza inamicilor, pentru că inamicii au niște atacuri de care nu te poți feri. E un fel de tip din Kirby. Și? Chestia care îți fură abilitatea. Nu. Da, dar să fie ceva de genul... Imaginează-ți chestia aia doar că pentru tot nivelul și aia sunt toți inamicii. Și aici mă refer la nivelul de frustrare. Aia ne-au enervat. Păi da. Acolo chiar e frustrare maximă. Oh my god. Mihai, Ame mă țimbat inima foarte tare în clipa asta. Vezi să nu dai infarct. Te rog, vorbește cu mine. Vorbesc cu tine. Când mă pui să... Tu nu mai respira ca mine! Când mă pui să vorbesc forțat, nu prea știu ce să zic. Vreau să zic ceva. Ok, vorbește tu, eu nu o să mai vorbesc. Ok. Pe timp fac nivelul ăsta. Ok, mai ai 15 secunde. Mersi, Mihai! Cred că poți. Doamne, te rog. Oh, boy. 4 secunde! Știi ce emoții am avut? Da, simt palpitația ta. Jesus. Fuck! Chiar vreau să vorbesc despre ceva, dar după aia am mai forțat să vorbesc despre ceva și am uitat ce vreau să zic. Na. Vrei să vorbesc despre trecutul tău întunecat? Dar în trecutul meu nu e întunecat. Nici eu nu prea mai știu care e trecutul meu. Stai ce? A, nu. Credeam că jucăm de o oră 52, nu o oră și 15. Eram ceva gen holy shit. După 2 ore, abia după 2 ore am rămas fără discuție, după o oră și un sfert. Nu știu ce crezi de nivelul ăsta. E muzical. Îmi plac mult de mine nițelare. Da. În original nu era. Fa, okay. Chiar nu mai știu de... Am pe limba ceva, nu să zic, dar cum mă știu. Zici că e partea asta din cântec, zici că e de la Metaton.
Da? Chiar să nu. Într-un fel, Boeing-ul ăla adaugă la muzică. Crezi că sunt nivele, melodii din Sonic Mania pe OS? Nu știu, aș putea să caut. Asta o să și fac. Atât de puține idei am despre ce să vorbesc, că trebuie să aduc un vorbă OS. Da, e neironic. E chiar rău. Din Mania sau? Da. Jesus Christ. Jesus Christ. Nu, n-am uitat parola, lasă-mă să mă uit. Așa. Hyper Potions. Friends. Deci știi la ce mă gândeam acum? Chiar mă gândeam la Hyper Potions. E cumva cântecul de intro? Au făcut cântece pentru trailer și cântecul din intro animat. Ah, ok. Și sunt foarte cool. Shout out to my boys, Hyper Potions. By the way, boss ăsta e cool. Oh. În Sonic CD... Este tu din tot... Stai, doar în Sonic CD era pentru că mi-amintesc de el. Da, îmi amintesc de el. Nu e niciun port pe PC de el. Deci, da, toată lumea știe pe Metal Sonic. Ah, ok. E și din Sonic Heroes. Ah, okay. De asta știu. Ok, ce vreau să zic în în original. Așa. În Sonic CD, lupta cu el e doar o cursă și e foarte cool pentru că e bad clenching experience. Aici e mai diferit, nu te întreci cu el, până la urmă te bați cu el. Stai puțin, nu și în Sonic Heroes te întreci cu el. Nu. În Sonic Heroes e ultimul boss. A. Dacă termin toate, cu toate echipele... Oh, nu, eu mă gândeam la... Oh, cine e Silver Sonic? Wow, pe bune? Chiar ai ghicit numele? Fac. Adică e... Deci asta e un referens la Sonic 2, că te bați cu un de-asta Silver Sonic. Oh. Nu, dar știi de unde am știut că e Silver Sonic? De unde? Pentru că ăla e Metal Sonic. Și trebuie să fie atât de obvious. Gen. Oh. Ok. Puțin behind the scenes, o conversație privată cu Mihai, vă rog. Oh, Doamne! Hai să ne oprim după asta. Ok. Doar că... avem îndeajuns pentru 2 săptămâni. Ce vreau să zic? Nu, dar trebuie, am să rămas termin, fără idei. Trebuie să termin actul ca să se salveze. Oh, da? Da, să se salveze jocul. Oh, ok. Așa că dacă trec peste 10 minute, e episod mai lung. Episodul ăsta se termină când se termină actul și probabil telefonul meu o să moară. O să moară. Mai avem 4%. Andy, țintește! Oh. Wow. Hai că... Tu ce trebuie să facă? Not like this. Oh, mă... Să fac unul din ăștia mă spingă. Stai cumva să iau după tine sau? Asta, vezi? Da, m-am prins pentru că tot trebuie să-i arunci, dar e greu să-i arunci acolo. Ok, trebuie să fac de 2 ori. Nu fac corele rapid. Încă de 2 ori? Sau? Să fac de 2 ori prin dash ca să intre în... Ah. Okay. Ai reușit? Da. Wow. What? Ai văzut aia? Da. Eram cu capul întors și din greșeală am fugit invers pentru câteva momente. Oh, stai, încă nu s-a terminat. Încă nu s-a terminat. Wow. Asta chiar va fi un episod în plus. Oh, nu, mai sunt 30 de secunde. Și o să mi se închidă telefonul, dar nu mai ne trebuie timer. Ah, oh, da, stai, se termină oricum, s-ar fi terminat asta. Ups.
Ups. Mereu uit să folosesc drop dash, nu abilitate, pentru că sunt obișnuit cu jocurile vechi. Papa, telefonul meu. Nu știu dacă s-a auzit în recording. Nu s-a auzit. Nici eu n-am auzit. De ce clar că nu s-a auzit în recording? Nu știu, destul de aproape de microfon, deci. Cum faci dodge la chestia aia? Nu faci. A. Trebuie să-l împingi? Da. A. Ia, nici nu încearcă. Nu o să-l împingi, trebuie să-l lovești, pardon. A. La final, dacă-l învingi într-o zonă. Trebuie să-i dai un bug? Da, trebuie să-i dai un bug. Îmi place efectul 3D din background, Eggman. Acum l-am observat. Nu știu cum, dar acum l-am observat. Oh. Chiar e mișto. Știi? Cred că au schimbat culorile din sprite-ul lui Sonic să fie mai pleasant. E un albastru mai deschis puțin. Da. Și e mult mai pleasant. Da, cred că și ăsta era nivelul din CD, din Sega CD. Da. Ah. Mă refer cu toate sprite-urile lui vechi. Da. Și mă gândesc că și background-ul era diferit. Da. Asta e, în primul rând nici nu era... Taxman, Christian Whitehead, a făcut porturile pe PC la jocurile vechi cu Sonic și jocul ăsta. Și a schimbat ceva la chromatică sau? Da, el e unul sau? Din developer. Oh. Deci, shout out to my boy, Taxman. Până la urmă, au mai făcut ceva cu Sonic 06, portul pe PC. Ăla era un port handmade. Știu că era handmade, dar au mai făcut ceva pe... Nu știu cum să zic, dar Sonic 06 nu e din jocurile mele favorite. E jocul sau... meu favorit. Am jucat odată în glumă Shadow the Hedgehog cu Erdin. Oh. Și... Stai, Shadow... Da, la Edgy, jocul Edgy. Și... Ah, ok. Mai întâi glumeam despre el cât de stupid e și la un moment dat Erdin doar zice: de ce nu jucăm prostia asta? Era nervos, foarte nervos. Oh, mai știi atunci când ai jucat cu da, mine. Dar în episodul următor! Wow!